vulpițelor și vulpișorilor, astăzi o să ne jucăm un minigame super tare, ne jucăm copăcei nebuni în Brawl Stars sau ferește-te de hituri sau ferește-te de Sprout. Ne-am gândit la 3 denumiri, voi alegeți cea mai tare denumire și, bineînțeles, logic ne punem toți cu Sprout. Hai să vedeți harta care este foarte tare. O să ne spawneze în diferite locuri și în funcție de ce porțiune din aceasta de insulă ești spamat cu echipa aia ești și trebuie să dai în altă echipă, bineînțeles, și să nimerești cu Sprout în ceilalți care se joacă pe hartă. Bun, așteptăm aparent să mai intre două persoane pentru că au ieșit probabil între timp. Cei care intrați trebuie să aveți neapărat Sprout. Și să dea subscribe dacă nu sunteți abonați ca să mai vedeți minigame-uri din acest gen. Sunt foarte tare, am testat puțin înainte să vedem cam cum este harta și vă garantez că este foarte, foarte șmecheră. Aveți aici codul, mai așteptăm puțin să intre cineva. Așa, să vedem dacă s-a intrat, încă nu. Hai de băgați codul, este X4SRAQ8B. Toate aceste joculețe, minigame-uri în Brawl Stars le filmez pe Trovo, unde sunt live în fiecare zi. Ca să puteți intra și voi, trebuie să vă faceți cont și să dați click pe primul link din descriere, iar noi ne putem juca aici în fiecare zi de la 2. Bun. Hai să dăm ready și să vedem ce echipă practic o să câștige. Așteptăm. Toată lumea să se echipeze. De asemenea, dacă doriți să mă urmăriți și pe Instagram, Instagramul meu este foxy.insta. TikTok-ul, am și TikTok, foxy.tiktok. Căutați-mă și o să mă găsiți, ca să zic așa. Așteptăm să mai intre cineva, pentru că probabil cine a intrat nu a avut Sprout. Și să vedem. Bun, Patrick, sper că ai. Te rog eu frumos să dai ready, să te pui cu Sprout, pentru că cu toții așteptăm să începem minigame-ul. Așa, haideți. Și suntem aici pe harta lui George, suntem cu Cosmin, cu Luna, cu Naomi, cu Dărăban Mario, cu Nefruit, Nedea cu inimioare, semnul întrebării și Patrick cu fulgere. Bun, hai să vedem în ce echipă o să nimeresc. Faze că oricum trebuie să sărim de aici și... Da, aici sunt eu, cu toată lumea. Hopa, trebuie să ne și ferim. Aoleu, că dau din toate părțile. Vai de mine, că a murit toată echipa mea aproape. Oh my god, ce greu e să te ferești, nu vine să cred. Ia să atac și eu. A murit, băi. E foarte greu să te ferești de hituri, efectiv. Acum stăm și ne uităm să vedem ce se întâmplă. Aparent au mai rămas două echipe. Echipa mea este cam pârjale. Cam murit din prima. Bine, și din cauza că cred că ne ataca toată lumea pe noi din două părți. Ne ataca cineva de sus și ne mai atacau și ei din dreapta. Da, hai să vedem cine câștigă până la final. Eu să dau repede spectate ca să vedem mai bine. Sper doar să mă lase. Așa. Uite, vedeți? Patrick este singur acolo. Aici sunt doi și mai este și Luna pe partea cealaltă. Să vedem cine câștigă de pe ce insulă. Echipa cui o să câștige până la urmă. Mamă, bătaie. O venit Patrick, aparent o venit de pe insula aceea de sus. Și o rămas cu Luna. Ba nu, Patrick a murit, cred, sau s-a teleportat. Cred că a murit și mai este semnul întrebării cu Luna. Hai să vedem care își nimerește cel mai bine. Ok, deci semnul întrebării a câștigat.
Super, foarte șmecher. Da, e greuț, ca să zic așa, minigame-ul. E greu să, ca să zic așa, să te ferești ca să nu fii lovit de hitul lui Sprout, dar dacă ajungi în final printre ultimii, e mișto să câștigi. Hai să vedem, se pare că iarăși a ieșit cineva, așteptăm iarăși să intre o altă vulpiță sau vulpișoară aici cu noi. Deci, cum ziceam, dacă nu sunteți abonați, apăsați chiar acum pe butonul de subscribe și dați și pe clonțopel acolo ca să primiți notificările de la mine cu episoadele astea super tare. Bun. A intrat Mărinică, 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 dă-i ready, măi, Mărinică. Pot și eu să joc. Da, dacă reușea să băgați codul, vă așteptăm, mai facem și alte minigame-uri, deci nu se termină minigame-urile. Aici avem o sursă infinită de minigame-uri. Nu vine să crezi ce repede a murit! Oh my god! Nu prea excelez aici. Nu e minigame-ul meu, pentru că nu m-am ferit așa repede și m-a prins din prima. Hai repede să dăm spectate, să văd mai bine ce se întâmplă. Hai să vedem cine este as sau asă în ferit de hituri, pentru că până la urmă despre asta e vorba. Luna văd că întotdeauna rămâne printre ultimii, se ferește bine. Pe partea asta lantă sunt Cosmin, Ana și Mărinică și sus mai este Mario. Iar jos nu mai e nimeni. Deci săraca Luna este atacată efectiv din două părți și da, e cam greu să se ferească, dar a găsit ea punctul ăsta mort aici în colț. Acolo nu prea pot să o atingă. Așa, a venit și Mario aici. Și Luna sărăcuța a rămas singurică. Mario s-a băgat în echipa lor, ceea ce nu-i prea corect, pentru că efectiv el pierdea dacă rămânea singur acolo. Acum s-a aliat crezând că este cu cei puternici, dar poate Luna o să ne impresioneze și o să-i bată. Știți, se zice că unde smulți puterea crește, dar se mai zice și faptul că buturuca mică răstoarnă carumoare. În cazul ăsta este Luna. Hai să vedem ce se întâmplă. E greu pentru ea să se ferească de 3. Mai ales că pe ea vine și zona foarte, foarte, foarte repede. Și e și singură. Hai să vedem. Săraca, cred că o să se ducă, da. Din păcate. Acum o rămas Mărinică cu Mario și cu Cosmin. Și într-un final a câștigat, stai să văd cum aveai numele. Să mă uit aici să nu greșesc. A câștigat Mărinică! Mărinică a rămas ultimul. Mărinică al nostru s-a descurcat, a dat din coate și a rămas ultimul. Deci ok. Vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost minigame-ul. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat. Este o hartă greuță. Dar e fain pentru cel care ajunge ultimul și câștigă. Și da, ne vedem la alte minigame-uri. Nu uitați să dați subscribe, să mă căutați pe TikTok, foxy.tiktok, pe Instagram, foxy.insta și să ne vedem aici în fiecare zi pe Trovo, da? Să aveți o zi faină, pa, pa!